Salutare tuturor, eu sunt PlevoGamer și bine v-am regăsit la un nou episod de Subnautica. În acest episod m-am gândit că trebuie să strângem și noi niște resurse înainte să mai mergem pe undeva, să ne upgradăm și noi simout-ul, dacă putem cumva. Și da, haideți. Nu o să mergem foarte departe, dar mai întâi stați puțin să dau puțin mai încet. Nu știu dacă auziți cât de tare aud eu. La mine se aude tare. A, l-am luat? A, copper. Bun. O să iau și niște acid mushroom pentru câteva baterii. Luăm și niște resurse că avem nevoie. Ceva pe aici? Table coral. Ok. Da, ia uite. Eram sigur că o să fac așa. Deci peștii aia ies de aici. Stai, am văzut eu un cuarț. Să nu spui că a explodat. Ba da? Ba... Fugi! Pe aproape pot să zic. A fost un close call. Ce să zic, sper să nu mai fie. Da, acum ne ducem jos. Deci ăștia ies de aici și ne dă cave sulfur. Ok. Mi-e atât de frică să mă duc pe aici. O să mi apară ceva în față, ce chestia asta. Da, eram atât de sigur. Ah. Bine că nu mi-a dat atât de urât. Ce pot să zic? Și mai mult cave sulfur pentru mine. Hmm? Creature egg. N-am nevoie de creature egg. Cred. Sper că nu mai sunt căcați din aia pe acolo să mai dea damage. Că mă sperie. Frate, apare din senin dintr-o plantă de zici că suntem în alien. Cum se pun căia pe cap. Care arată zici de zici că-s din Half-Life 2. Headcrabby, băia sau... Cum n-ai să numeau? Sandstone outcrop. Silver. Ok. Stați puțin. High capacity 2 tank. Dar ăsta pe care l-am eu nu e atât de bun. Da. Să te duci în ceva. Ce am luat? A, cupru. Nici nu știu ce, dar mulțumesc. Cave sulfur. Alt creature egg. Cred că dacă se aude asta înseamnă că mai sunt din aia. Pe aici. Și cred că e unul fix aici. All on crew, trebuie să merg la suprafață. Hai.
Să dăm și ceva jos de pe noi, ar trebui. Câte flare-uri am? Multe. Jos, 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 jos. Cam atât, nu? Da. Ce ne-a mai apărut la blueprint-uri de data trecută? Propulsion Cannon, dar știm. Pronsu Torpedo Arm. Deci avem nevoie de titanium, lithium și aerogel. Ok. Stai, ce? A găsit și modul MK1? Ok. Pronsu Torpedo Arm. Lithium. De unde facem rost de lithium? Moon Pool. Commander Desk. Stați puțin să vedem. Lithium, lithium. Aici deocamdată nu scrie aici. Deci asta înseamnă că ar trebui să ne ducem la noi, la life pod-ul nostru. Hai. Puțin mai sus, urcă-te. Stați puțin să dau încă puțin mai încet. Gata. E destul de încet acum. Deci lithium. Lithium, 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 lithium. La mine ce stăm lithium? Quartz, glass, salt deposit, gold, titanium, silicon, rubber. De ce presim că ne o să găsim lithium în biomul ăla cu multă verdeață, să știți ce zic? Haideți să vedem. Merită încercat. Avem nevoie de apă. Da, deci înainte de asta trebuie să mai luăm niște apă și mâncare, văd. Dar am nevoie de peștii aia. Știu, mă, că îmi trebuie calorii. Un bumerang pentru gătit. Acolo încă unul. Hai! I-am pierdut urma, uite acolo. Așa. Apă acum. Apă. Apă, apă, dar nu prea găsim. Da, super. Facem de mâncare. Da, știu că puteam să-i tai cu cuțitul meu, un flăcăr să zicem. Dar l-am luat pur și simplu. Nu m-am mai chinuit să tai. Bun. Cu niște pești cu apă ceva. Cât mai are simotul meu? 53. Nu prea. E foarte bine. Uite acolo. Hai, hai, hai. Bun. Am luat unul. Încă unul acolo, am început să apar. Cred că ăștia apar pe timp de zi. Da, cel mai probabil. Stați puțin. Așa. Mai este vreunul? Nu, deci deocamdată cu asta ne mulțumim. Hai! Nu-mi place ce s-a auzit absolut deloc.
Mulțumesc. Mulțumesc. Da, te-am înțeles, gata. Să mergem într-un biome din ăla. Biome. Habitat, cum să numi. Uite din ăsta care e în fața mea acum. E ceva pe aici. Sunt curios. Brain coral. Ceva pe aici, gen lithium? Nu? Ok. Cum fac ăștia? Poate prin cave-urile de aici. Se poate. Bioreactor, am deja fragmente de bioreactor. Scanner room. Nu știu dacă l-am scanat. Chiar nu știu. Ah, nu. Nuclear waste disposal. Ok, aici nu am fost. Metal salvage, mă lași. Bă, da, mai face ăla așa. Du-te la suprafață. Are gură chestia asta? Arată ca o chestie din aia, Half-Life, din nou vă zic. M-am jucat Half-Life recent. Aoleu. Hai. Așa. Nu spune că vine după mine. Dar unde ar trebui să fie litiumul? Mă duc fix înspre ăla. Și el vine fix înspre mine. Da! Uite aici un chip destul de interesant. Pe bune. Retrag cuvintele. Alt metal salvage. Ce faci cu metal salvage-ul? Așa de întrebare. Ce faci cu el? Habar n-am. Aici am fost. Vreau să ce aici. Se aude, sunt iar din aia. Stai puțin să mai văd ce e pe aici. Lead. Silver ore. Hai că mă duc la suprafață. Hai. Așa. Și du-te din nou. Sunt atent să văd ce e pe aici. Nici nu știu ce iau, iau ceva, dar nu știu ce. Să mai iau și niște cuarț. Cupru. Ce-s chestiile astea ciudate? Shuttle bug.
Alt titanium. Din nou, trebuie să am grijă. Că dacă mai apar chestii din aia care vin și explodează, ceea ce sigur o să apară. Măi, mă mir, n-a apărut. Ok. Hai să mergem și pe aici, poate găsim litium. Sper să găsim litium. Îmi doresc să găsim litium. E vreun predator pe aici, să fiu sigur, să nu mă mănânce. Da, fix acum, zici. Hai. Așa. Și mă întorc. Să rămână pe aici. Alt titaniu, pe bune. Ce să dau jos? Cam toate sunt destul de bune. A, în afară de bateria asta de 0%. Și acei mushroom pot să iau oricând. Al cupru. Să mai dau afară din titanium, nu știu. Vine ceva spre mine. A, nu. Sandstone crop. Da, sunt destul de dezamăgit că nu găsim ceea ce ne trebuie. Ok, sunt chiar foarte curios ce aici. Asta cred că sunt plante din alea care te... Metal Salvage. Ok, pare chiar foarte interesant. Gold. Scoate naibii. Ia goldul. Cupru. Da, trebuie să ies. Nu spune că mor, nu spune că mor, nu spune că mor, nu spune că mor. Ah. Eram atât de aproape de habitatul Reaper-ului și nu mi-am dat seama. Ce să-i, hai să ne mai îndepărtăm puțin. Stați puțin. Așa, ne ducem la baza noastră. La baza, la LifePod. Deocamdată nu avem baza, dar nu mai e mult și ne facem. Cred că în episodul următor o să ne facem o bază acolo micuță. Poate iese ceva frumos din baza aia. Sper. Știu că îți trebuie la fiecare chestie pentru bază câte două de-aia de titanium. Hai. Și ne urcăm, așa. Bun, că atât a fost și cu episodul acesta. Ne-am dus să mai luăm niște materiale, să mai construim ceva dacă putem. Poate ne construim baza în următorul episod. Nu uitați să dați un like, un share, un comment, un subscribe. Să apăsați pe clopoțel să vă trimită YouTube o notificare. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!